Salutare, salutare și bun găsit tuturor și bine ne revedem la vară pentru voi. Sunt Anca Medeleanu, vă salut cu drag de la Iași și astăzi o după-amiază foarte frumoasă cu 23 de grade Celsius. Și pentru astăzi v-am pregătit teatru, film, karate și reportaje, cât să facem o escapadă, așa să furăm startul pentru weekend cu o zi înainte, pentru că știți vorba mea, azi e joi, iar joi e mega joi, adică mare, mare bucurie. Suntem și astăzi în direct pe TVR Iași, pe media.tvr.iași. Dar și pe pagina noastră de Facebook. Vine în studioul nostru Constantina Descălițe, este antrenor și sensei 6 de ani, vine să ne vorbească despre karate, despre acest sport care îmbină mintea, spiritul și mușchii într-o coreografie marțială. Pe de altă parte o să aflăm detalii și despre un turneu care vizează campionatul european de la Belgrad. Rămâneți aproape de noi. Vine în studioul nostru și Andreea Preotesei, managerul Ateneului Național din Iași, pentru că echipa Ateneului e tocmai ce s-a întors dintr-un turneu de la Marea Neagră, cum a fost acolo, dar și cum se pregătește pentru spectacolele lunii septembrie, vom afla dacă rămâneți aproape de noi aici pe TVR Iași. Și după teatru merge film, așa că nu orice fel de film, ci filmul romantic. Povestim despre cel mai romantic festival de film din România, Beloved se numește, cu Lavinia Șandru, care de această dată nu va mai fi nici jurnalist și nici politician, ci directorul festivalului, care are loc la Târgul Neamț. Motive în plus să rămâneți aproape de noi, concursurile pe care le organizăm și astăzi, 0232 20 90 30 este numărul de telefon și am pentru dumneavoastră un ghiostan și astăzi este galben, să surâdă norocul celui care îl va câștiga, este pregătit, dotat cu toate rechizitele și nerăbdător să fie purtat de un elev în drum către școală, pentru că mai sunt doar câteva zile, numărătoarea inversă a început pentru noul an școlar și spune de un alt concurs, pentru că Filarmonica Moldova din Iași vă invită la Festivalul Internațional George Enescu. Este unul dintre concertele din cadrul acestui festival, care are loc aici, în Iași, la Casa de Cultura Studenților, pe 10 septembrie de la ora 19. Dirijor va fi Adrian Petrescu. Primul telespectator care ne sună va și câștiga această invitație dublă. Iar la final facem extragerea pentru concursul cu ghiozdanul oferit de cei de la Setcom Libri. Vă reamintesc că până pe 19 septembrie puteți merge în cel mai mare centru comercial din orașul nostru. Acolo găsiți la un loc peste 50.000 de produse de birotică și papetărie, toate la prețuri reduse, ca să vă puteți pregăti așa cum se cuvine pentru școală și pentru clopoțel, că mai e puțin și sună și clopoțelul. Haideți să îi spun bun găsit și bun venit invitatului meu, primului meu invitat. Este vorba despre Constantin Adăscăliței, maestru emerit al sportului, antrenor emerit, arbitru național, arbitru internațional, sportiv de performanță și vicepreședinte al Federației Române de Karate Tradițional. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bună ziua și bine v-am regăsit! Bună ziua tuturor! Și cetățean de onoare al municipiului Iași. Ah, e ultima inițiativă a primarului municipiului Iași, Mihai Chirica, care prin această inițiativă, împreună cu distinsul Consiliul Local pe care îl conduce, a dispus anul trecut ca toți maestrii emeriți ai sportului să fie trecuți în această carte de onoare a orașului Iași. Bună ziua! Felicitări! Mulțumesc frumos! Se obțin greu cei 6 de ani? Fără doar și poate. Este o activitate ce are în spate 30 de ani de muncă, atât în latura de performanță, cât și în cea pedagogică, corelate fără doar și poate cu stagii de pregătire, cu participări la cursuri de arbitraj, cu urmărirea îndeaproape a tot ce implică acest fenomen sportiv în amploarea și dimensiunea sa, atunci când ne adresăm practic tinerilor să vină în sala de sport, părinților care trebuie să-și îndrume copiii către sala de sport, acolo unde cu toții se așteaptă ca fără doar și poate să dobândească calități superioare,
celor pe care le are în viața de zi cu zi, da, sau disciplina, pe care în primul nu reușește rând acasă părintele sau părinții sau bunicii să îi le inoculeze. Da. Ați venit de la Marea Neagră și vă îndreptați către Brăila pe final de săptămână. Vreau să-mi povestiți da despre acest parcurs. Stagiul național de pe litoralul Mării Negre este un eveniment arhicunoscut de lumea artelor marțiale, care se desfășoară în fiecare an fără întrerupere în ultimii 32 de ani. Un eveniment care adună între 150 și 200 de sportivi și antrenori din toată țara, de la toate cluburile afiliate Federației Române de Karate Tradițional, care a organizat anul acesta prin colegul meu, președintele Nicolae Mărândici, și sub bagheta maestrului nostru internațional Vladimir Iorga. Practic am petrecut o săptămână de zile de antrenamente intensive, cursuri de perfecționare, cursuri de arbitraj, și, bineînțeles, tot ce implică viața unei federații române dintr-o astfel de disciplină sportivă, cu adunări generale, cu votul pentru celelalte evenimente din calendarul competițional ce urmează. Ce spuneți? Avem șanse să ne calificăm la campionatele mondiale de karate? Fără doar și poate, România ocupă locul întâi pe națiuni. Și asta e foarte bine să o spunem de fiecare dată. Acolo avem chiar pe multiplu campion european și mondial Bălăiasa Dragoș, cu centura roșie, care luptă la suprafața de concurs, alături de un alt campion, Oliver Dobre, și care, bineînțeles, că aduc de fiecare dată când participă la competițiile europene și mondiale medalii strălucitoare. E bine de spus și cu această ocazie că, dincolo de acest loc onorant pe care îl are România între națiunile Europei, ocupăm locul 3 în lume, deci la nivel mondial, și un aport deosebit l-au cluburile sportive din Iași. Aș începe cu clubul care a fost fondat de mine, MP Iași, și care are deja o tradiție de 27 de ani. Clubul Zanșin Tomești, fondat de primarul de la Tomești, Zanșin, din localitatea Tomești. Clubul Olimpic din Iași, fondat de Petronel Luca, clubul Risei Iași, Marian Bejenaru, clubul Dojo Master, Răzvan Popa, clubul Sakura, Vasile Cojocaru, Dănu Stoian cu Fitness Fight și, nu în ultimul rând, tânărul Bălăiasa Dragoș, campionul nostru european, crescut la EMPI și a fondat anul acesta clubul Suprem Karate. Deci iată că pepiniera este pe mâini bune în ce privește ceea ce numim noi să insuflăm generațiilor ce se petrec noi și noi performanțe. Vreau să ajungem și la Brăila, pentru că eu sunt din Brăila. Nu știu dacă știți de acolo. Vă fac recomandări de unde să mâncați pește, dar vreau să-mi spuneți ce obiective v-ați propus pentru Brăila. În general, campionatele naționale e clar că sunt în vizorul nostru, dat fiind performanțele pe care le-am amintit. Medaliile 1, 2 și 3, locurile 1, 2 și 3, înseamnă o calificare automată la campionatul european din Belgrad, ce se va desfășura la sfârșitul lunii octombrie în Serbia. Ori, acest lucru, plecând de la aceste stagii de pregătire, care le mai numim în general cantonamente, ele nu fac decât să ne confirme vârful de performanță pe care îl ating sportivii noștri. Și fără doar și poate, am convingerea că la europene și anul acesta, cum s-a întâmplat și în ceilalți ani, vom veni cu medalii de aur la multe din probele din concursul disciplinei karate tradițional. Cum ați defini karate tradițional și care este diferența față de celelalte arte marțiale? Ce să vă spun, artele marțiale în general nu mai sunt un mister, așa cum au fost înainte de 89, când unii dintre noi, cei care am fondat în 90 cluburile și respectiv federațiile care astăzi sunt legitime afiliate internaționale. Înainte de 89 erau interzise, da, nu? Da, fără doar și poate. De aceea fac atingerea acestui punct vulnerabil, să-l numesc, deși a fost un atu, pentru că am venit cu o dorință imensă imediat ce ne-am trezit legali, statutari în
țara noastră tocmai proaspăt în democrație, ne-am trezit cu o dorință imensă de a ne întări calitățile și de a participa la aceste concursuri care astăzi nu ne mai sunt atât de străine cum erau în acei ani. Astăzi, cu legitimitate, Federația Română de Karate este afiliată internațional. Spuneam că punctează în aceste clasamente europene și mondiale. Are cluburi legitime în toate județele țării. Are sute de practicanți în sălile de antrenament ale liceilor din orașul și județul nostru. Și, bineînțeles, părinții au de ales să-și trimită copiilor pentru, ori pentru performanță, ori pentru sportul de masă, care, pe de o parte, în sportul de masă îmbrățișează ideea de disciplină sportivă, ideea de corectitudine pe care, de multe ori, și la școală, poate, trebuie lucrul ăsta mai bine urmărit, iar cei care, fără doar și poate, au calități de performanță, dobândesc mai mult de atât. Un autocontrol, o calitate fizică și psihică, ce sigur necesită un mult mai mare efort, consecvent și perseverent. Sunt interesați copiii să vină la karate? Păi, v-am enumerat cele 8 cluburi din Iași, care sunt răspândite pe aproape întreg teritoriul orașului nostru. În majoritate, fiecare din aceste cluburi legitimează 80 până la 100 de copii. Wow. Da? De toate categoriile de vârstă. Înmulțiți cu 8 și vă dă în jur de 500 de sportivi de copii practicanți. Astăzi, poza de azi din orașul Iași. Înmulțiți cu 40 de județe, de orașe mari, reședință de județ și o să vedeți că Federația Română are legitimat câteva mii de practicanți. La un campionat național, cum este cel de la Brăila de mâine până duminică, se vor alinia la start 120 de sportivi la categoriile cadeți, juniori, tineret și seniori. Pleacă de la 16 ani până la 21 de ani. Deci iată adresabilitatea și desigur că, deși nu suntem o disciplină sportivă atât de mediatizată, să știți că părinții astăzi își caută cu foarte multă migală locul de pregătire al copilului său, exclusiv sau mai bine zis, după orele de curs. Eu vă urez mult succes. Care este urarea care se face între karateka pentru competiție? Este un salut tradițional, os, care os înseamnă înainte, înseamnă de bine, înseamnă un salut de respect pentru cel din fața ta. Os, atunci os. Vă spun și eu și să mâncați pește bun acolo la Brăila, vă spun de unde. Însă până atunci vă propun să mergem pe Via Transilvanica. Este un drum cum nu există altul în România, care începe de la Putna, străbate Transilvania și se oprește la Drobeta Turnu Severin, iar bucata aleasă de noi începe chiar de la Vatra Dornei. Thank you.
auzit de Via Transilvanica și cum v-ați gândit să porniți pe... Eu îl urmăresc de ceva vreme pe Tibiu Șeriu și proiectele lui. Pentru mine e un mentor, chiar dacă încă nu știe treaba asta neapărat. Dar am citit și cartea lui și chiar mi-a schimbat viața. Da, și în plus sunt foarte multe, foarte multe expunere pe internet și vezi tot felul de oameni care postează poze pe traseu și chiar mai mult trece prin Caransebeș, orașul de unde sunt, trece pe acolo traseul în Caraș și da, nu dura mult până să începem să facem o bucată din el. Eu am lăsat un job de software developer în spate și Paul... Eu am lăsat o sală de sport în spate de care mă ocup și o să mă întorc la ei cu forțe proaspete după traseul ăsta. Peisajele sunt superbe. Îmi place că nu sunt altitudinile atât de mari, dar peisajele... Dar și oamenii care i-am descoperit, care ne-am întâlnit cu voluntarii de la Tășuleasa, cu Paul și cu Iulia, da. Și ne-am mai invitat oamenii la masă, am mai mâncat slană adevărată și roșii din grădină și brânză direct de la oaie de acolo. Deci e o experiență umană înainte de a fi una fizicului pus la încercare? Da, este o experiență care înglobează și uman, și fizic. Și psihic. N-am prea fost prin partea asta, prin Bucovina, dar peisajele sunt extraordinare și oamenii la fel. E mult râvnită câte o ștampilă pe carnetul vostru de călătorie? Da, da, da. Mai bifez ceva din acest drum, așa, și încep... Știi că de mâine începe o nouă etapă. Cei de la Via Transilvanica au dezvoltat o aplicație și îți poți urmări drumul tău. Actual, dacă te abazi de la traseu, dacă nu mai vezi marcajul, intri pe aplicație și vezi pe unde ești. Ăsta e scopul, în final, să te bucuri de traseul ăsta. Nu e un traseu ușor, nu știu dacă este pentru oricine, deci puțină pregătire cred că n-ar strica înainte. La tine e de înțeles, tu ai o sală de sport în spate, o sală de gimnastică, nu? Și ești antrenat. Pentru tine, faptul că ai plecat dintr-un fotoliu din fața computerului a fost o provocare? Da, pot să zic că cumva se simte, se simte că da, trebuie să mă țin de ei. Cumva eu sunt mai în spate, dar în fiecare zi cu rucsacul greu în spate te simți tot mai puternic, tot mai trece durerea, se întărește musculatura. Și natura își face treaba. E frumos și la munte, dar mai frumos e la mare, pentru că încă avem nostalgia verii. E de-abia început de toamnă, așa că vă propun în minutele următoare să mergem la mare, alături de echipa Ateneului Național din Iași, care tocmai ce s-a întors dintr-un turneu acolo la Marea Neagră. A fost foarte frumos și vedem și noi clipul.
Ateneu în turneu. Managerul Ateneului Național din Iași, Andreea Preotese, este invitatul meu de astăzi. Bine ai venit la noi, Andrei. Sărătuna, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Cum a fost? Eu am văzut imagini foarte frumoase. A fost foarte bine. Noi ne-am bucurat că am fost și în unele locuri în care mai jucasem, cum ar fi Cernavodă, cum ar fi, eu știu, Saturn. Dar au fost alte locuri în care n-am mai fost niciodată și ne bucurăm de fiecare dată când ajungem locuri noi, fiindcă înseamnă că aducem și cultura Iașului acolo, aducem și Iașul pe buzile celor de acolo, fie că vorbim de Megidia, fie că vorbim de Babadac. Au fost localități în care am jucat în premieră și iată am ajuns la Borna cu 140 de localități în care a jucat Ateneul până acum, în afara Iașului, bineînțeles. Wow, minunat! Cu ce spectacol ați mers? Am fost cu domnul Goia, am fost cu Steaua fără nume, am fost cu Comedie cu Olteni. Comedii în general sunt spectacole ușoare, să zicem, ca și percepție la public, spectacole care sunt și ușor de transportat, chiar dacă am avut și o dubiță și un autobuz de la CTP, dar practic toată această atmosfera noastră și această idee a noastră de a ne uni prin cultură, cred că ne face să zâmbim, fiindcă n-a fost o vreme tocmai bună, chiar dacă a fost 20-22 de grade, dar vântul a bătut foarte tare. În schimb, achtiem foarte mult la această idee a colegilor noștri de la Mangalia de a revigora teatrele de vară, fie din Saturn, fie din Neptun, fie din Jupiter, și am jucat peste tot acolo și răspundem cu mare drag în fiecare an. Asta, desigur, completând cu prietenia deja frățească cu cei de la Cernavodă, unde și suntem cazați de fiecare dată și de obicei în toamnă la Festivalul Străzii Lăpușneanu, atunci îi chemăm noi pe ei să vină. E un schimb, da. Fiindcă au o trupă, de exemplu, de dansuri macedoniești foarte, foarte frumoase. Da, în localitățile în care ați mai fost deja, poate ați fost pentru a doua oară, vă cunosc oamenii? Să știți că cei care au venit tocmai fiindcă ne știau sau au mai fost sau au auzit de spectacolele noastre, fiindcă în general spectacolele noastre sunt un pic mai atipice. Spectacolele noastre sunt cu mai multă implicare față de public și cu public. Te responsabilizează o leacă și te și provoacă. Puține sunt spectacole la care vii la Ateneu și doar stai în scaun fără să te bage nimeni în seamă, ci doar tu să fii atent la piesă. Dar e un mod de-a nostru de a ne exprima, e un mod frumos, zâmbetul e cel mai bun, nu anti-ridic. Ne-am bucurat și ne bucură de fiecare dată atunci când ajungem și ne știe lumea sau, mă rog, poate nu ne știe pe toți, dar sigur îl știe pe Codrin Dănilă, sigur știe personajele principale, pe Cezara Fantu, pe Erica, oamenii care de, iată, 5-6 ani aproape merg cu noi peste tot prin țară și sacrifică și copii și familie. Hai și să se vedem bucură. Și noi dacă s-au simțit bine actorii, privim în culise. Aoleu, poate am spus ceva ce nu trebuie. Stai de vorbă cu Mălina Balcan, suntem în timpul spectacolului și nu vrea să vorbească pentru că e concentrată, că trebuie să intre. Mălina, ce faci? Cum te simți? Încă sunt un personaj. Ea este noua noastră angajată și vrea să-și păstreze continuitatea personajului. Așa că o să o lăsăm în pace. Dar două cuvinte. Cum te-ai simțit în turneu până acum? Extraordinar. Bine, bine, îți urăm baftă în rolul domnișoara Cucu. Mulțumesc. Hei, salut, Cezara, ce faci? Ești pregătită de spectacol? Mă emoțion. Suntem la început. A început spectacolul? Steaua fără nume? Steaua fără nume. Cum te simți în penultima zi de turneu? Emoționată. Ești emoționată? Da, da, sunt puțin. Așa e când ai rolul principal, nu? Da. Da? Da, e drăguț. E drăguț și mă bucur că s-a auzit forfot în sală înainte de a începe, știi? Deci sala e plină și atunci e cu bucurie. Da. Suntem aici cu actorul nostru Florin Gardan. Așa este. Ce faci, Florin? Cum te simți? Păi, sincer, emoționat. Mă pregătesc să intru. Într-o oră intru abia. Da, într-o oră e... Gric intră la final, dar intră foarte bine. Da, ești pregătit? Stai seama. Cum te simți în penultima zi de turneu? Sunt trist că plec. Mi-a plăcut să mai stau. Ai vrut să mai... Ai și vrut să mai... Viața de să mai mișto. E mișto, nu? Da, cum. Ai fost și la mare? Am fost și la mare, am fost și în mare. Da? Mm-hmm. Deci acum ești pregătit pentru a intra în rol, ești emoționat și te lăsăm în pace, da? Dacă dorești tu. Hai, baftă! Suntem de vorbă cu Răzvan Grosu. Suntem în timpul spectacolului. Răzvan, ce faci? Cum te simți în ultima zi, penultima zi de turneu? Mă simt foarte bine,
foarte bine. Este o atmosferă excepțională, arată de toată echipa ATN-ului, de echipa tehnică și de șoferul minunați care ne-au dus până aici. Cum se numește rolul tău? Ichim. Ichim? Ichim, și ești ajutorul șefului de gară. Domnul, bine, frate, te lăsăm să te duci la, la gara ta. Seară bună. Pa, pa, pa. Viața e frumoasă în turneu. Cred că astea sunt amintirile cele mai frumoase și cred că asta e latura cea mai frumoasă la, la un actor sau la un artist, aceste turnee, aceste pelegrinări. Desigur, după ce ajungi la aplauzele de la final, unde într-adevăr acolo e recompensa supremă. Dar până acolo, cred că din viața unui artist, practic, cred că aceste deplasări rămân. Am avut ocazia să vedem și câțiva membri noi ai trupei de teatru a Ateneului. Știți deja că atunci când am propus înființarea acestei trupe de teatru de la Ateneu, am spus din prima că nu-mi doresc o trupă de teatru stabilă în care angajez 10 actori acum și mai vedem peste 40 de ani când iese la pensie, fiindcă n-am făcut nimic. Îmi doresc o trupă de teatru care odată la 2-3 ani să se rotească, să lase locul și celor care termină, de ce nu, facultatea acum, și totodată noi să-i pregătim pe aceștia, să-i formăm, să-i forțăm, dacă nu de multe ori, să-și atingă limitele, să-și depășească limitele și să-i pregătim pentru marile scene teatrale, fie că vorbim de Teatrul Național din Iași, fie că vorbim de Teatrul Luceafărul sau de ce nu de alte instituții consacrate. Asta ar fi marea mea bucurie. Și e și o infuzie de tinerețe. Asta ar fi marea mea bucurie ca peste ani și ani, când mare parte din acești minunați tineri vor ajunge cu siguranță actori consacrați, să-și aducă aminte de Ateneu, așa cum și aduc aminte actorii mari din ziua de astăzi de Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, că era o rampă de lansare mereu pentru generații și generații de actori. Asta ne dorim și noi la Ateneu, să fim generații și generații de actori. Astfel încât au plecat 4 actori buni, dragi mie, prieteni cu mine, Daniel Onoaie, Alexandra Macovei, Alexandra Paftală și cu Dumitru Florescu, deci 4 actori buni, formați deja, și au venit 4 actori tineri, ați văzut o parte dintre ei, pe care vă invit cu mare drag să veniți, să-i descoperiți, să nu cumva să cădeți în ispita de a face comparații cu ceilalți, că nu despre asta este vorba, este vorba de a fi o rampă de lansare și de a fi un cadru în care să te dezvolți. Știi și tu, ca și mine, că am terminat facultăți de muzică, respectiv teatru, e foarte greu în momentul în care termin facultatea să-ți găsești unde să joci pe o scândură sau într-o instituție. Aceasta e mare dorința mea. De aceea, de mulți ani, nici măcar nu fac parte din comisia de concurs. Domnul rector Bălăiță este cel care conduce operațiunile. De asta, de multe ori, când mă întreabă cineva, și care sunt actorii noi? Pe cuvânt că nici nu știu. Îi știu după prenume, îi știu după față. Habar n-am, că mai puțin mă interesează. Mă interesează să facă treabă, să se bucure și să livreze zâmbete publicului. Ce pregătiți pentru septembrie? Știu că e o lună în care aveți eveniment peste eveniment, sunt numeroase, dar toate sunt spectaculoase, tot ce se întâmplă. Gândiți-vă că doar în luna septembrie Ateneul are peste 250 de evenimente pregătite. Fie că vorbim de lansări de carte, fie că vorbim de concerte, fie că vorbim de recitaluri sau de piese de teatru, toate acestea sunt organizate de către Ateneu sau în parteneriat cu noi. Dar voi puncta câteva dintre ele cele mai importante. În primul și în primul rând, un lucru greu de imaginat și greu realizabil în ultimii 25 de ani, revenirea matineilor la operă. Facem acest parteneriat împreună cu Opera Națională Română din Iași, le livrăm anumite produse artistice, muzicale, să spunem în felul acesta, suplinind o lipsă pe care eu aveau și totodată dând posibilitatea și artiștilor noștri să joace. Așadar, 18, 19 și 30, o să găsiți aceste matinee pe scena mare a Teatrului Național. Totodată, un eveniment foarte drag mie și la care țin foarte mult, 17-19 septembrie, Festivalul Străzile Pușneanu, cea de-a treia ediție. Bine, voi chiar dacă v-ați mutat de acolo, dar rămâneți locatari în continuare și cu siguranță că în fiecare an veți fi alături de noi. De la concerte de muzică ușoară, la pop, la teatru, fanfara militară, filme, Filarmonica Moldova din Iași, multe instituții implicate în acest proiect veți găsi acolo. Plecând de la parade de costume, bătaie cu flori, grație doamnei Echim de la Muzeul Municipal și tot așa, sunt multe surprize, fiți alături de noi. Pe data de 22 septembrie, un om foarte drag mie, îl consider și mi-asum ceea ce spun, cel mai mare muzician român de la George Enescu încoace, Eugen Doga, vine cu un concert extraordinar pe scena Teatrului Național din Iași. Cum ați reușit să-l aduceți la Iași? E o colaborare foarte frumoasă, iarăși, între mai multe entități și se adeverește ceea ce spun eu de mai mulți ani, că atunci când suntem uniți, suntem împreună, reușim să facem evenimente mari și frumoase. Grație familiei Corbu, Filomena și cu Daniel Corbu, grație deschiderea Operei Naționale Române din Iași și cu ajutorul nostru reușim pe data de 22 septembrie să facem acest concert la operă în cadrul festivalului Grigore Vieru.
Totodată, dacă vorbim de premiere, n-aș vrea să uit de o premieră ce urmează peste câteva zile, de mâine începând mai precis. Vioara lui George Enescu, primită în dar de la familia regală, da, va veni în premieră la Iași. Mâine, după amiază, vom avea un vernisaj cu lucrările, fiindcă este și certificatul de naștere al Dinu Lipati și o foaie manuscris din opera Iodip. Toate vor veni la Ateneu într-o expoziție, dar mai mult decât atât vom avea și posibilitatea să ascultăm în premieră această vioară sâmbătă dimineața la ora 11 în parcul expoziției din Copou și la ora 13:30 în Piața Unirii, pe o scenă amplasată special pentru asta. Dragii mei colaboratori, Patricia Iacob și cu, ajută-mă că am uitat pe pianist cum îl cheamă, Paul. Te salutăm, Pintilei. Paul Pintilei. Vor fi prezenți pe scenă și ne vor bucura. Sunt multe evenimente adunate, dar sperăm să le facem. Să vorbim despre un eveniment atât de important și de un moment care cred eu că nu s-a întâmplat în Iași de vreo 10 ani. Această colaborare între instituțiile de cultură. Vorbim de Opera Națională din Iași, de Ateneul Național, de Școala de Arte și de Casa de Cultură a Studenților. Cum ați reușit și ce v-ați propus? E practic o continuare a programului pe care noi l-aveam de 5 ani derulat, Ateneu în oraș, și în fiecare an făceam invitații către diferite instituții, dar mă rog, știți cum e, bați la ușă, dar nu se deschide nimeni. Anul acesta, dintr-un motiv sau altul, s-au gândit aceste trei instituții să se alăture proiectului nostru. Deci nu e doar pe hârtie. Nu e doar pe hârtie de data aceasta, nu puteam să-l mai numim doar Ateneu în oraș, că n-ar fi fost corect, de aceea i-am spus artiști în oraș și cred că sună mai bine. Practic, transformăm Iașul într-o mare scenă, vom juca în locuri mai mult sau mai puțin convenționale, fie că vorbim de Anele Zimbru, fie că vorbim de Plopi fără soț, fie că vorbim de Parcul Copou sau Parcul din Nicolina, ne veți găsi acolo cu recitaluri de operă, cu concerte de muzică, cu dansuri, cu spectacole de teatru pentru cei mici sau pentru cei mari, cu filme, cu tot ceea ce putem noi scoate mai bun într-un preambul, să spunem, înainte de începerea stagiunii normale, ordinare, fie la operă, fie la teatru, fie la Ateneu sau la celelalte instituții. Așadar, ne dorim să creăm o tradiție și să știe toată lumea că în septembrie instituțiile de cultură ies din locașurile lor, din palatele lor de cleștar și vin la blocul omului să-l scoată din casă, de ce nu? Da, e un exemplu de bună practică, pentru că și în marile orașe europene se întâmplă același lucru, această colaborare între instituții care trebuie să recunoaștem că lipsea aici în Iași. E foarte bine că v-ați dat. Noi tot timpul ne plângem de sărăcie, dar dacă o să adunați bugetele tuturor instituțiilor de cultură din Iași, o să aveți o surpriză foarte interesantă, dar mai mult decât atât, dacă adunați resursa umană sau infrastructura fiecărei instituții în parte, fiindcă ce are opera n-are Ateneul, ce are Ateneul n-are Teatrul Național și tot așa. Gândiți-vă ce frumos și ce bine ar fi dacă fiecare dintre noi, atunci când avem nevoie, fiindcă nu trebuie să intrăm unii peste alții, ne putem ajuta și ne putem da mâna. Unde-s mulți, puterea crește. Vă dau un exemplu foarte direct. Duminică este deschiderea stagiunii la operă și au avut nevoie de tunuri de căldură. Ei nu au tunuri de căldură, noi avem vreo 10 tunuri de căldură. Bineînțeles, cu mare bucurie le-am dat, fiindcă e normal să fie această colaborare între instituții. E absolut normal. Ar fi fost cumva nedrept ca ei să-și cumpere doar pentru asta. Și cum ce pregătiți așa pentru început de stagiune, pentru stagiunea de teatru în sală, Doamne ajută, cu capacitate de cel puțin 70%? Dacă dă bunul Dumnezeu și rămânem așa și nu avem alte ispite sau alte interdicții, vom lucra din greu la cel mai greu proiect al nostru de până acum, cred eu. E vorba de premiera spectacolului Baltagu în regia lui Toma Hogea pe data de 6 decembrie. Spun un spectacol greu fiindcă rolul principal va fi jucat de către actrița Maya Morgenstern și e o provocare și pentru noi, e o provocare și pentru maestru Toma Hogea, e o provocare pentru întreaga echipă. Îmi doresc, sper, dacă toate lucrurile merg bine din punct de vedere administrativ, să putem face această premieră pe scena de la Sala Unirii, fostul cinematograf Victoria. Dar dacă nu reușim, atunci o vom face la Ateneu fără probleme și o vom păstra ca și podoabă pentru viitor. Andrei, și dacă te-am prins, dăm câteva detalii și despre cinematografe. Ele se află într-o stare bună, mă refer mai ales la Victoria și la Tineretului. Spun bună de ce? Fiindcă am început practic, real, să lucrăm în ele, să construim în ele, să
vedeți, voi sunteți într-un studio nou și știți ce înseamnă toate lucrurile acestea. Din păcate, cel mai nefericit caz este cel de la Republica, Trianon, unde din păcate încă nu se investește nimic, din păcate încă se așteaptă un răspuns din partea Companiei Naționale de Investiții sau din partea Ministerului Culturii dacă îl vor prelua pentru a face acolo nou sediu al operei. Dar în ceea ce privește cinematograful Victoria, cinematograful Tineretului și mai ales cinematograful Dacia, care este iubirea mea, zic așa, fiindcă dacă se va respecta proiectul care există acolo, cred că va fi cea mai bine construită, reconstruită sală de spectacole din Iași de după 90. Cu acestea trei, cred eu că într-un termen lejer de 2-3 ani vom reuși să fim la cheie cu toate. E păcat, pentru că avem și un festival atât de frumos aici în Iași, cum este Serile Filmului Românesc. E păcat să nu avem aceste săli de cinematograf și să ne bucurăm de filme românești și de producții autohtone foarte frumoase. Vreau să știu dacă echipa Ateneului a jucat vreodată la Vatra Dornei. A fost acolo? Cum să nu? De da? Multe ori am jucat la Vatra Dornei. Bine primiți? Și la Vatra Dornei, și la Câmpul Lung. Toată zona Bucovinei am jucat-o. Da, suntem bine primiți. Noi, în general, păstrăm o legătură foarte frumoasă, dar cred că mai multe despre asta trebuie să ne spuneți voi acum. Mulțumim tare mult, multă baftă pentru noua stagiune și pentru toate evenimentele pe care le-ați pregătit și mergem la Vatra Dornei, dar mergem cu caiacul, pentru că acolo s-a desfășurat Dorna Kayak Fest, un eveniment sportiv din Țara Dornelor, dedicat pasionaților de caiac, dar și turiștilor care vor să încerce un pic de aventură. Ani, Dorna Kayak Fest a devenit o atracție pentru tinerii din Țara Dornelor, dar și pentru turiști. Dedicat începătorilor, dar și celor cu pasiune constantă pentru caiac, întrecerile care au loc pe râul Dorna reprezintă o adevărată provocare pentru cei aflați în vacanță. Bravo! Aici pe piatra, sus! Cum a fost cursa? Foarte frumos! Ai mai fost cu caiacul? Nu, e prima dată. Și acum ai avut emoții la început? Da. Am avut foarte multe emoții, dar m-am obișnuit. Start, Cosmin, la start. Primul concurent și la proba de mai totul. Vrei să mergi cu caiacul? Da. O să mai merg. Mai faci și alte sporturi sau mai mult la calculator? Da, mai fac și niște sporturi. Lupte greco-romane. Deja la vârsta asta a început? Da, de la vreo 7 ani. Da, ai în familie oameni care fac sport? Da, tatăl meu. Ce face? Face în fiecare zi sală, a făcut și el când era mic lupte de greco-romane. Bine, îți urez succes! Mulțumesc! Am văzut că ați fost cu băiețelul pe apă. Da, îl instruim în ale caiacului. A deprins repede tainele vâslitului? Cât de cât, pentru ele prima oară, pentru mine este a treia oară. Prima oară tot aici, în Dorna, la voi. Sunteți o familie care iubiți sportul? Ne place sportul, ne place muntele și ne place să venim la Dorna de fiecare dată. De unde sunteți? Din București. Nu prea aveți ape multe acolo și caiacuri, dar... Mai mult asfalt, dar de asta am bătut 500 de kilometri special pentru Vatra Dornei. V-ați obișnuit cu caiacul? Da, e destul de ok. Apa e un pic rece, dar merge. De când ați început? De acum 2 ani, de la primul festival de Kayak Fest la care am participat. Și de atunci a început să-mi placă și am zis că trebuie să o fac și anul ăsta. River rafting ați încercat? Da, am încercat și ne place. Mie cel puțin îmi place. Eu n-am încercat. N-am încercat încă, dar probabil azi o să încerc. E mai apropiat muntele decât apa pentru voi? Da. Da. Faptul că stăm aici între munți chiar, e
casa noastră. E important să-ți placă de tânăr să faci educație fizică, sport, mișcare? Da, da. Te simți important. Mai bărbat? Mult mai bărbat. Mult mai sănătos. Echipamentul a fost pus la dispoziție de către organizatori în mod gratuit. Anul acesta, recuzita s-a îmbogățit și aceasta pentru că a apărut o nouă probă. Spune-mi ce faci aici. O suplăcire pentru paddling. Da, să încerce turiștii care vin și la concurs. Asta să încerce ceva nou. Este o placă, nu? Este o placă. Care tot gonflabilă. Tot gonflabilă. Nu e rigidă. Cum... Este destul de rigidă după ce se umflă. Și ce lungime are? Sunt diferite lungimi. Crezi că vor fi lucruri spectaculoase? Vor mai cădea unii alții? O să fie sigur. Pentru că stabilitatea pe ea trebuie să o controlezi puțin. E periculos? Nu. Doar singurul pericol este că o să te uzi. Dacă unii preferă apa și iată padelingul, alții preferă să circule pe deasupra apei la tirolian. Cum a fost prima dată, îți mai amintești? Da. Prima oară m-a urcat Cristi, cel liderul nostru de la VDT, exact în vârf și a început puțin să tremur, s-a făcut frică, dar a doua tură a mers ca uns. Cam de câte ori te-ai lansat până acum? Ai numărat sau te gândești? Nu știu, să vă dau un număr exact. Oricum, de multe ori. Dar e frumos? E palpitant? Deja e obișnuință și e obișnuință plăcută. Organizatorii spun că prin acest eveniment sportiv doresc să tragă și un semnal de alarmă asupra inițiativelor din ultimii ani de construire a microhidrocentralelor pe râuri și pâraie de munte. Astfel se demonstrează că natura trebuie protejată și îngrijită pentru a ne bucura de ea, noi și generațiile viitoare. Foarte frumos și la Vatra Dornei, deci karate, teatru, dar și film, Festivalul Internațional de Film de Dragoste, Beloved, care stă să înceapă, se întâmplă weekendul acesta la Târgu Neamț. Ne oferă mai multe informații Lavinia Șandru, directorul festivalului. Este cu noi prin Zoom. Bună ziua și bine ne vedem la vară pentru voi! Bine v-am găsit! Bună ziua și vouă și telespectatorilor voștri! Mulțumim frumos că ați venit la noi și ne susțineți. Cum să la nu? Noi aici în Târgu Neamț, pentru că eu deja am ajuns în Târgu Neamț cu toată echipa. Suntem pe ultima sută de metri cu pregătirile și mâine în Cetatea Neamțului începe Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste, Bilă, ediția APA. N-avea cum să nu ne atragă atenția cel mai romantic festival de film din România. Vreau să ne oferiți câteva detalii. Sigur că da. Festivalul se desfășoară în weekend, vineri, sâmbătă, duminică, vineri începând cu ora 17. Suntem în Cetatea Neamțului, intrarea este gratuită și în cetate și la festival, bineînțeles. Este un eveniment organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști în parteneriat cu ProFamilia și este un eveniment care are ca partener principal Primăria Orașului Târgu Neamț, Consiliul Local și Complexul Muzeal Național Neamț. Ce o să vedem? Evenimentul este unul care ne dorim să aibă loc în fiecare toamnă, la începutul fiecarei toamne, aici în Târgu Neamț, în Cetatea Neamțului, înainte de începerea școlii, în așa fel încât să se întâmple și la acest festival ceea ce se întâmplă la celelalte două festivaluri cu care el este înfrățit. E vorba de Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste din Bulgaria, de la Varna, și Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste de la Mons din Belgia, și anume turiștii își cumpără bilete din timp, își rezervă locuri la hotel, în așa fel încât atunci când are loc, când au loc cele două festivaluri, ei să fie în acele orașe, să viziteze și zona și să participe și la evenimentele din festival, să vadă filme, să meargă la discuțiile cu cineaștii, să participe la workshop-uri, la concursuri, de ce nu, așa cum vom avea și noi la acest festival. Cum este orașul Târgu Neamț? Cum l-ați găsit? Vă place? E foarte frumos. Chiar sunt aici în parc. Sunt aici în parc, în centrul orașului. Arată foarte, foarte frumos, foarte multă lume în parc, după amiaza, sunt relaxați.
de-abia așteaptă să auzi de festival și vă mulțumim că ne-ați ajutat să-l promovăm. Să auzi de festival, de-abia așteaptă ca de mâine să meargă în cetate. De altfel, astăzi și ieri au avut loc și zilele orașului, deci se adună multe, multe evenimente aici în Târgu Neamț în această perioadă. Eu mă bucur că am putut să venim foarte ușor de la București, adică drumurile încep să țină cu noi, iar în județul Neamț drumurile chiar țin bine de tot cu noi. Acum câțiva ani buni, eram prin 2007-2008, când am încercat să merg de la Neamț la Mureș, a fost o adevărată aventură pe drumurile de atunci. Ei, acum lucrurile s-au rezolvat și în continuare am văzut că sunt șantiere, așa că felicit autoritățile și pe cele de la Consiliul Județean și pe autoritățile locale, pentru că deja lucrurile se încep să se rezolve. Pe finalul discuției noastre, pentru că mai avem foarte puțin timp, să ne spuneți despre încheierea festivalului, pentru că se va încheia cu un film în care dumneavoastră jucați, sunteți rol principal acolo. Da? În ultima seară a festivalului, duminică seara, avem o premieră, un film românesc în regia lui Mihai Mălaimare, se numește Șnițele înaripate, în rolul principal este Mihai Mălaimare, iar eu sunt în rolul principal feminin, sunt soția lui din film. Este o comedie romantică foarte, foarte frumoasă, Mihai Mălaimare joacă extraordinar. Merită să vedeți acest film și mă bucur că avem ocazia să îl vedem în acest festival, mă bucur că selecționerul cu echipa domniei sale, domnul Marin Vladimir, a ales acest film pentru că mi se pare că, în sfârșit, e o comedie de care aveam nevoie, o comedie frumoasă, pentru că prea au fost multe filme triste despre România. Pot să vină și filmele frumoase, au loc și ele. Să vină toate filmele bune acolo la Târgu Neamț. Vă mulțumim tare mult și mult succes pentru acest weekend. Și noi vă mulțumim mult de tot pentru susținere. Ce loc mai potrivit pentru filme de dragoste decât orașul care a fost martorul poveștii de dragoste dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, acolo la Târgu Neamț în acest weekend. Dar noi ne apropiem de final și, ca de obicei, trebuie să facem și extragerea concursului nostru cu premiul oferit de cei de la Setcom Libris și să aflăm cine este câștigătorul de astăzi. Dacă mă ajută și tableta. Ia să vedem, apăsăm pe roata norocului. Și câștigătorul nostru este Ionuț Manea. Felicitări! Mulțumim tare mult, Ionuț, că ai participat la concursul nostru. Colegii mei îți vor oferi toate detaliile legate de cum poți intra în posesia acestui premiu. Am ajuns la final de vară pentru voi, însă și mâine ne întâlnim tot de la ora 16, după amiază plăcută. Să aveți în continuare!